Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură eliberează adeverințe pentru cei care intenționează să acceseze credite pentru finanțarea activităților din sectorul zootehnic de la băncile care au încheiat convenții cu agenția. Creditele oferă producătorilor agricoli posibilitatea utilizării de resurse financiare necesare activităților curente până la efectuarea de către APIA a plății primelor de exploatație și pe cap de animal la care sunt îndreptățiți potrivit prevederilor legale. Potrivit convențiilor, la solicitarea scrisă a fermierului, APIA va elibera o adeverință prin care atestă faptul că fermierul și-a depus cerere de plată pentru plăți naționale directe complementare sectorul zootehnic la specia ovine caprine pentru anul 2013, că s-au efectuat controlele și verificările administrative asupra cererilor, precum și numărul de animale eligibile pentru prima de plată. În adeverință se precizează că beneficiarul nu face obiectul excluderilor de la plată la data emiterii adeverinței și că beneficiarul îndeplinește condițiile generale pentru acordarea sumelor cuvenite în cadrul programului. Pentru a beneficia de adeverința eliberată de APIA, în avans, pentru a ridica banii în avans, fermierul trebuie să meargă la o bancă cu care agenția are încheiat convenție și să vină cu adeverință de confirmare cont și copie după buletin. De asemenea, în adeverință se precizează că beneficiarul nu face obiectul excluderii de la plată la data emiterii adeverinței și că îndeplinește toate condițiile generale pentru acordarea sumelor cuvenite în cadrul plăților naționale directe complementare la sectorul zootehnic, la specia ovine caprine în conformitate cu legislația în vigoare. Cuantumul de plată înscris în adeverință este de 30 de lei pe cap de animal. Banca trebuie să respecte nivelurile costurilor aferente acordării creditelor pentru beneficiarii plăților directe, astfel încât dobânda finală aplicată beneficiarului nu poate depăși anumiți termeni, iar comisioanele aferente creditului să fie în limita de 1%. Totodată, potrivit aceluiași act normativ, banca trebuie să facă dovada că în perioada 2008-2012 a acordat credite beneficiarilor axei 1, adică creșterea competitivității sectoarelor agricol și forestier, axei numărul 3, calitatea vieții în zonele rurale și diversificarea economiei rurale, și axei numărul 4, lider din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013.